În urmă cu două săptămâni, șefii filialei județene a Partidului Mișcarea Populară anunțau că vor avea un candidat surpriză pentru Palatul Comunal. Astăzi, în cadrul unei conferințe de presă, a fost prezent și cel care va intra în cursa electorală, și anume Ion Marin. Fost comandant al Poliției Buzoiene, Marin s-a pensionat în 2012 și și-a deschis o afacere investind într-o firmă de detectivi particulari. În urmă cu un an s-a înscris în Partidul Mișcarea Populară, iar astăzi s-a prezentat drept candidatul oficial al PMP pentru funcția de primar al municipiului Buzău la alegerile de anul viitor. Ideea de a candida a fost lansată de mai mult timp de către cel cu meu prieten. Am stat și am analizat, am pus în balanță idei pro și contra. Am ajuns la concluzia că merită să ne înhămăm la drumul ăsta. O știm foarte bine cu toții că sunt multe lucruri care trebuie făcute în acest municipiu, care trebuiau făcute și n-au fost făcute. Ion Marin consideră că s-ar afla pe primul loc în topul preferințelor buzoienilor și că are șanse însemnate să câștige fotolul de primar al municipiului. Își propune să schimbe fața orașului și așteaptă sugestii și din partea buzoienilor. Vom stabili un program aici la sediul partidului, unde am să fiu prezent de fiecare dată, și cine dorește să vină să propună, să facă referire la ce ar dori să vadă în orașul nostru, pentru că, vă spun sincer, în cazul în care, admițând ideea că vom câștiga alegerile la primăria municipiului Buzău, agenda de lucru va fi pe baza dorinței cetățenilor. La conferința de astăzi a fost prezent și secretarul general al PMP de la nivel național, Dorel Onaca, fost consilier prezidențial al lui Traian Băsescu. Activitatea noastră profesională face în așa fel încât să cunoașteți bine urbea, să cunoașteți bine oamenii, să cunoașteți activitățile de aici, și cred că este nevoie cu adevărat cu o mână forte, o mână energică, o mână dreaptă, corectă, de care Buzeul are nevoie. Și acestea sunteți dumneavoastră. Ion Marin are 53 de ani, este căsătorit și are un copil. Este originar din județul Argeș și a absolvit Academia de Poliție în 1986, fiind și licențiat al Facultății de Drept.